Trăim toți într-o țară de ochiate. Da, de ochiate lumii chiar de tot. Independentă și de toți furată. Și cu un președinte idiot. Nu îl judic. N-am nicio dorință. Dar toată lumea zice așa de el. Că e om fără de soviste, credință și îl compară toți cu un purșel. Cu un purșel, mai zic că e un șoban, că locul lui adevărat e doar la stână, jumătate de țară spun mai grosolan, dar el doar fosă, ca ursul în malină. Lui, dacă sincer, chiar e paralel. Căci sărăcuțul face bani cu sacul. Așa că pot să-i zică lumea că-i purșel, el deloc nu lutră pitacul. El are bani și are unde-i pune și frică n-are că o să ajungă zile grele. Clasadova mai are căpșuni, la Condrița parnic cu patlajeli. Cam trist sportul o lăsa. Și ca umid așa de lyrix să-mi faș. Că de atâta ghine chiar s-o îngrășat. Că nu încape bietul în costumașă. Dar credem că acum o să slăbească. De ce în asta credem sau sperăm? Căci până în toamnă o să retrăiască. O să-l votăm sau nu o să-l votăm. Dar dacă sincer, cu atâta bogăție, el și așa ca padișaful va trăi. Fără de Condrița, fără președinție, el are bani pentru a chefui. Și în locul lui nu o să vină. Se va gândi la el, nu la popor. Și ca fostul va acumula slănină și bani mulți pentru a lui viitor. Căci țara asta parcă-i de ochiată, chiar dacă-i plină poate de comori. Căci ce n-am zice, ea mereu e guvernată, doar de bandiți, de lași și furători.